Nu mai este o surpriză pentru nimeni faptul că sportivul Iulica Alexe face cinste câmpinei, chiar dacă niciun club din oraș nu se oferă să-l susțină, măcar financiar. Ultimul premiu al atletului este un loc întâi obținut la un concurs național de alergare pe șosea, desfășurat la Pitești. În proba de 10.000 de metri, unde am fost înscris, am obținut locul întâi. Competiția s-a desfășurat pe mai multe categorii de vârstă și mai multe probe. Am primit și un premiu special pentru cea mai bună performanță la toate categoriile pe această distanță, 10.000 de metri. Perseverența și multă muncă i-au adus lui Iulica Alexe rezultate deosebite, dar doar pentru faptul că a putut participa la concursuri cu susținerea unui club din Constanța. Problema financiară rămâne o problemă foarte controversată, deoarece nu am niciun fel de susținere financiară. Deplasările în continuare le suportați dumneavoastră? Da. Au fost concursuri care le-am ratat, chiar și internaționale, datorită acestui impediment. Sportivul trebuie să recurgă la această colaborare până ce un club din zonă va realiza că performanțele atletului Iulica Alexe nu sunt ușor de atins și va accepta să-l sprijine.